Bună seara și bine ați venit cu Drana Profesor cu probleme de matematică. Terminăm tema de ieri, domn profesor. Da. Și după aceea facem algebră. Ca o ziua teste. Problema 4 de la pagina 180. Deci 4 la 180. Da. În ipoteză, fie B și C aparținând cercului de centru O și rază 8 radical din 6. Cercului de centru O și rază 8 radical din 6. Și A în exteriorul cercului, astfel încât măsura unghiului BAC egală cu 120 de grade. Așa încât măsura unghiului BAC este egal cu 120 de grade. BAC egal cu 120 de grade. AB și AC tangente la cerc. AC tangente la cerc. Să se afle. AB, deci B și C-ul A în exterior. Cum scrim că AB și AC sunt tangente la cerc? Cum a zis ieri, că zice matematic. Faptul că AB e tangentă la cerc, înseamnă AB intersectează cercul de centru în punctul O și rază O radical din 6. Radical din 6. În punctul B. Egal un punct? B. B. E B, ce, da? De aici și ai în afara cercului, uite la... Da? Da. Și la fel, AC intersectează cercul de centru O și O radical din 6. În punctul? Ce? Egal mulțimea formată în punctul C. Asta înseamnă că am scris tangente la cerc în punctul respectiv, adică așa punctul de tangență. Corect. Bun. Să se afle. AB egal cu cine? AC, AO. AB egal semnul întrebării și AC și AO. Cu cine și AO? O egal cu cine. Și la B mic, lungimea coardei BC. Și B mic, BC egal cu cine. Cu cine. Facem un cer. Repede. Deci cercul de centru O și rază 8 radical din 6. Avem BB și C pe cerc. B-ul și C-ul sunt puncte pe cerc. Și au un punct exterior, așa încât unghiul BAC să fie de 120 de grade. Să pun și noi mai sus un pic. Să fie de 120 de grade, iar acestea să fie tangente la C, da? Din punctul C. Cum am spus că facem? Ducem întâi tangentele la C. Și ele se întâlnesc în punctul A, cum a fost notat aici, și unghiul acela de A de 120 de grade. Având în vedere că unghiul de 120 de grade, la urmă și eu pe B și C mai apropiate, sigur, acum tangentele, dacă sunt mai apropiate, te obligă, îndată ca unghiul acesta să fie... BAC? Da. BAC e 120, domnul profesor. 120. Da. BAC 120 de grade. Și unde e A? Unde e A? Unde e jos, acolo, la intersecție. Ca A este intersecție. Zice. Bun. Și acum, ni se cere să găsim... A, o, să vedem. A, B, A, B, A, C. Și B, C. Și B, C. Deci unim B cu C. Unim B cu C, de acord. A, B egal cu AC. A, B egal cu AC. Am discutat și asta are, nu? Tangentele duse, da. Așa. Dacă duc pe O... Deci rezultă că unghiul ăla 30-30
Care 30? A, B, C și B, C, A. Deci A, B, C, ăsta de aici, da? Și cu ăsta de aici, da? 30. E 30 de grade, da. Corect. O, B, C e isoscel. O, B, C este cel puțin isoscel. Șanse are să fie și echilateral. Da. Când va fi echilateral? Când triunghi isoscel devine echilateral. De ce este echilateral, Adi, O, B, C? De ce este isoscel? Isoscel, pentru că O, B are 90 de grade. De ce este isoscel? Când un triunghi este isoscel? Când are toate laturile congruente. Isoscel, isoscel. Are două laturi congruente. Două, mai, laturi de congruente. Și are asta două laturi congruente? Ce părere? Da. De ce motiv? Care sunt cele și de ce? Ai zis, da, într-o doar așa. Pentru că OC și OB sunt raze. Bravo! OC și OB sunt raze, mă simt, da. Bravo! Când aveai motiv să stai pe gânduri așa. Deci, fiindcă B și C sunt pe cerc, OB și OC sunt raze. Ar putea să fie echilateral? Când un triunghi isoscel devine echilateral? N-are un unghi de 60 de grade. De 60 de grade, un unghi, unul din ele. Dacă ducem... Dacă este ăsta de sus de 60 de grade, e foarte bine, dar și dacă ăsta de jos, da, de la bază sunt de 60 de grade. Deci tot atât de bine. Că îți dă egal cu ăsta și până al treilea vine natural. Să vedem dacă e echilateral. E să vedem chiar dacă e echilateral de nevoie. Te-ar ajuta? Băi, m-am pus și eu problema exact, așa. Exact, așa. Să știm și noi. Poate fi echilateral? Da, este echilateral. De ce, mă? Pentru că... Hai, hai, Tudor! Vă zis ieri, domn profesor. Pentru că B e tangent. Zici. Pentru că B e tangentă la ceea și ce... B nu poate fi tangentă la ceea. BA. BA tangentă. Da? BA e tangentă la ce și dacă e tangentă ce? Raza e perpendiculară pe tangentă, da? Sau tangenta e perpendiculară pe raza. Deci unghiul ăsta de cât e grade așa? 90, vă zic eu. 60. Ăsta vine 60, da? Altfel. Ăsta este un triunghi, un patrulater cu două unghiuri deja cunoscute, 90-90, și dacă ăsta e de 120, celălalt rămâne de 60. Gata, ei nu știau că e 90-90 până acum. Abia. Păi, acum am zis ateri, așa am spus-o, de fiecare dată când zic tangenta la cer, raza interpendiculară pe tangentă. În punctul de tangență, da? Ăsta e lucrul important pe care trebuie să-l știm. Deci ăsta unghi este de... 90. De fapt, când îl marcăm așa, înseamnă că punctăm faptul că e 90 de grade. Dacă ducem înălțimea din A pe B, C. Din A pe B, C. Fiind triunghi isoscel, nu? Da. Fică unde e înălțimea? În mijloc. Chiar e și mediană, mediatoare de și fapt. Și BO, dacă îl unim cu asta tot și acolo. Și chiar colinearitate s-a asigură. Exact. Da? Cu alte cuvinte, A, O, taie pe B, C într-un punct, M, care e chiar mijlocul lui B, C. Corect. Da, și... Noi trebuie să aflăm pe... 4 ai cali 6. A, pe AB. A, B, A, C și A, O, domn profesor. A, M e 4 ori egal din 6. A, M? E 4 ori egal din 6. De unde știi? Că se opune în 30 grade. Păi că și? Noi și dreptul mic. Păi și noi pe care o știm? Pe O, A și pe O, pe O, C și pe O, B. Da, și eu știm pe A, B, care e un din 90 grade acolo și știm până să apăm pe A. Aia e 8 radical din 6. 8 radical din 6, 8 radical din 6, este 2. Da, și B, C e 8 radical din 6, domn profesor, că am zis că e echilateral. B, C este, nu, că triunghiul este echilateral. Deci B, C propriu este 8 radical din 6, da? Da. Și? Și ea o zis că M, C sau B, M. A, M e 4 radical din 6. A, E, 4 radical din 6. De ce zici că e 4 radical din 6? Nu ne dăm seama. De ce spune? A, M, 4 radical din 6. Păi da, dacă atât au pus unghiul de 30 grade, jumătate din ipotenuză, dar ipotenuza între unghiul A, M, C, I, A, C, I, C, A și nu o știm. Ba da, o știm. O știm pe C, A? Cât e? Nu o știm. Pe C, A și pe C, B trebuie să le aflăm.
O știm pe OB și OC. E bun, atunci B, C, împărțirea 2 egal cu BM. BM, care știm, e o 4 radicali din 3. Da. Nu? Că B, C, toate da. Este 8 radicali din 6, atunci e 4 radicali din 6, da. Din 1A. Și MC e tot 4 radicali din 6. Și MC tot 4 radicali din 6. Și o aflăm pe OM, poate. Da, o putem afla pe omă, da? Da. Cum adică să o aflăm pe omă? Cum putem să aflăm pe omă? Intră un dreptunghic, Adi. B-omă. Și știm două laturi. B-omă. Intră un dreptunghic. Da. Că în triunghiul acesta, în ultim mijloc, median, mediatoare de toate, unghiul de 90 de grade și într-un unghiul BOM avem BM e 4 radicale în 6, OB 8 radicale în 6 și acum pe OM o putem afla. Pe Pitagora, dar mai putem și altfel, domn profesor? Și altfel, să vedem cum. OB ori... Dar haideți să o aflăm așa, pentru că dacă o aflăm așa, B la a doua fie egal cu... B, apoi aflăm, puteți să aflăm și OM la pătrat, scrie. Deci, să zicem, OM. Pătrat. OB la pătrat. OB pătrat minus BM la pătrat. BM la pătrat. Echivalent cu OM la pătrat egal cu OB. 8 radical din 6. 8 radical din 6 la pătrat. La pătrat minus 4 radical din 6 tot la pătrat. 4 radical din 6 tot la pătrat. Deci OM la pătrat. 64 ori 6. Cât fac 64 ori 6? 384. Aici, da, 384. Eu aș zice 8 la a doua ori 6 minus 16 la a doua ori 6. Scoatem pe 6 în factor comun. Minus 4 la a doua ori 6. 4 la 4 la a doua, da, adică 16, da. Pur și simplu, da? Da. Și ori 6, scoate da. Și pe 6, aici e 64, nu? Da. 64 minus 16. E așa chiar un 16 exact. Factor. Și egal mai departe cu 6 pe 16, pe lângă 4, că 4 ori 16 da, da, da. 64, 4 minus 1. Și egal cu 6 ori 16, ori 3. Ori 3. Și egal mai departe cu 3 ori 6, 18, ori 16. Și atunci omul simplu deci va fi radical 4, din asta. Da, 4, ori 3, ori radical 3, din 16, ori 18. Și egal cu, iese 4, și iese și un 3. 4 ori 3, radical da. Din 2. Și face 12 radical din 2. Da. O M ne-a dat 12 radicali în 2. O M. B O la a doua egal cu O M ori O A. B O la a doua egal, egal cu O M ori O A. Ori O A. Da. Cine e asta? B O la a doua, n-am înțeles. Păi teorema catedrii, nu? Așa, că triunghiul O B A e dreptunghic. Am dus înălțimea și cateta la pătrat. Da. Este egal cu produsul dintre ipotenuză toată, ori proiecția e pe om. Și l-avem pe oa și l-avem pe oa. Da? Deci da. O să spunem, în triunghiul, care e triunghi, Adi? În triunghiul BOA. BOA. Conform teoremei catetei, avem BO la a doua, egal cu OM la a doua ori OA la a doua. OM la a doua ori. Nu. OM la a doua. OM la a doua, nu. OM simplu. Ori OA. Și echivalent. BO la pătrat. Egal cu OM. O știu? Dar și pe BO. Hai să o luăm și pe BO. 8 radical din 6. 8 radical din 6 la pătrat. Egal cu 12 radical din 2. 12 radical din 2 ori OA. Da, asta nu știu. Atunci am făcut. 384. 384 pe 12? Să lăsăm
lucrăm așa. Da. Deci vine o plajă, o an, ori 6, fizal cu 12, ori radical din 2, o A. Deci ne scoatem pe o A, egal cu cine? Cu o plajă, o ori 6, o plajă, o A, ori 6, supra 12 radical din 2. 12 radical din 2. Simplificăm. 12 cu 6 de aici. Da. Și face un 2. Da. Și 64 cu 2 și 32. 32, da. 32 pe radical din 2. Raționalizăm. Da. 32 radical din 2. Pe 2. Pe 2. Și simplificăm. Și 16 radical din 2. 16 radical din 2. Da? Am în 4 radical din 2. 16 radical din 2 e OA, domn profesor. O, a. Trebuia să o aflăm. Și avem răspunsul aici. OA egal cu 16 radical din 2. De BC am aflat, domn profesor. BC, cât am zis? Am aflat radical, radical din 6. Din 6. Radical din... Am va fi 4 radical din 2. Și acum AB și AC. Am 4 radical din 2. A, am... 4 radical din 2. De ce? 16 radical din 2 minus 16 radical din 2. În diferență, da? Și dacă avem 4 radical din 2... Hai să scriu că... și asta, Mirona. Deci am... egal cu OA minus OMA. Egal cu OA minus OMA. OMA. Și egal cu OA... OA, tocmai ce am aflat-o, 16 radical din 2. Minus 12 radical din 2. 12 radical din 2. Și de 4 radical din 2. Și... 4 radical din 2. Este asta. A, B, A egal cu A cât și egal cu opt radical din 2. B, A. Egal cu A cât și egal cu opt radical din 2. Că avem B, A, am zis că este egal cu A cât și de ce? Egal cu opt radical da. De 4 radical din 2 ori 2. Asta e unghiul ăsta de 30 de grade. Aplică sinusul, cateta opusă supra ipotenuză și atunci ipotenuza e dublu lui M. Asta și opt radical da? Din 2. Deci în triunghiul. În triunghiul care zicem? În triunghiul B, M, A. B, M, A. Creăm că măsura unghiului M, B, A e 30. M, M, B, A, da. Măsura lui M, B, A. 30 de grade. Egal cu 30 de grade. Și zicem și pe ăla din 90, domn profesor, nu? Da, acolo putem aplica o funcție trigonometrică și B, B, M, A. Măsura lui B, M, A, egal cu 90 de grade. Și atunci... Și mai avem că și știm că nu știm ipotenuza, știm doar cateta opusă unghiului. Am aflat-o. Da, 4 radical din 2. 4 radical din 2. Și atunci zicem sinus de 30 de grade, da. Egal cateta opusă M, A. Da. Pe ipotenuză, A, ipotenuză AB. AB. Echivalent, sintetizat de înseamnă 1 pe 2, este egal cu M, 4 radical din 2, că o știm. 4 radical din 2, supra AB. Și AB egal cu? AB va fi egal cu? 8 radical din 2. 8 radical din 2, da? Și AB egal cu AC, domnul profesor. AB și egal mai departe cu AC. Și am terminat problema. Deci 8 radical din 2 sunt și AB și AC. 8 radical din 2, respectiv 8 radical din 2. Nu a fost grea, chiar sunt frumoase. Dacă știi teoria din urmă... Păi nu se poate tot absolut de până acum. Da, aici... Că toate relații dat... metrice din triunghiul dreptunghi, exact. Adică teorema catete, teorema înălțimii, teorema lui Pitagora, da? Exact. Da. Toate așa trebuie. Ia să învățat aici că raza e tangenta la... e perpendiculară pe tangentă. Deci în punctul de tangență, atenție. Raza e perpendiculară pe... tangenta respectivă, pe dreapta respectivă în punctul de tangență, da? Și acolo intri imediat într-un triunghi dreptunghi. Și de acolo discuți. Da. Da. Hai, hai să vedem. Și ne apucăm de un test la geometrie, la algebră. La algebră. La terminat. Poți să aibă test după... Ia-o pe asta, că m-am dat pe ea acum.
Ne-au rămas de la testul 2, varianta A, 3 exerciții, domn profesor, că l-au ca temă. Să vedem. Să descompunem. X pătrat plus 4X plus 4 deci, min... de la testul... Testul 2, varianta A. Varianta A, nu? Ne-au rămas 3. Da. Exercițiul 3H. Deci, exercițiul 3, 3H. Punctul H. Da. Descompuneți. X pătrat plus 4X. Descompuneți. X pătrat plus 4X. Plus 4 minus X la a patra egal cu? X pătrat plus 4X plus 4 minus la 4 egal cu 3 și pe rând fiecare la comandă, da? Da, cine vrea? Cine începe? Anca, de acolo începe, nu? Da. Și a doua plus... Ce facem acasă? Ne facem plan de lucru. Compunem pe 4X. Să scriem alte 4X. Cum anume? 2X 2. Da, 2x ori 2, pot să imaginăm că azi 2 ori 2x, da? 2x ori 2, poftim. Da. Deci, cumva, se formează un pătrat perfect? De ce umbli la... Domn profesor, aș vrea să vă rog să... Îmi dați voie să-i zic lui Adi să nu mai aștepte răspunsul de pe tablă și să pornească și el în exercițiu. Mami m-a rugat și ne-a rugat frumos, a zis că l-a observat, că el nu pleacă și așteaptă să plece altul și după aceea completează și el. Și da. Să plece și el. Poftim. Uitați, deci, el așteaptă efectiv, nu face deci nimic. Tu încerci să te duci în exercițiu de unul singur, da? Adică mami a zis că nu-l vede. N-are nicio idee, Anca. Putem la Adi. Ce idee ai tu? Anca a încercat ceva? Ca un pătrat perfect. Pe cine? Pe x pătrat plus 4x plus 4. Adică care va fi pătrat perfect? X plus 2 tot la a doua, așa mă vede să fie. Anca, deci el are ideea ca acești trei termeni se surprindă ca un pătrat perfect. Oare x plus 2 totul la pătrat e adevărat că este da. Așa ceva? Dacă ridicăm din x pătrat de 2 ori prima parte mulțumită la 2 la 4 x plus 4. Ceea ce încercai și tu de fapt. Când spuneai să rupe 4x 2 ori 2x nu știu ce, tocmai asta aveai în vedere. Deci este într-adevăr x plus 2 totul la pătrat. Bine, putem schimba x la a patra ca fiind x la a doua, totul la a doua. Așa, x la a doua, totul la a doua. Avem... Și ca mai departe cu Anca, te rog să continui. Ca mai departe cu x la a doua, x plus 2 totul la a doua, minus... Băi, este x plus 2 totul la a doua. Gândește ce ai putea să faci aici. Ce am putea surprinde? Adi? Să scriem ca o sumă de pătrate. O sumă de pătrate? Da, adică x plus 2 minus x pătrat pe lângă x plus 2 plus x pătrat. O diferență de pătrate. A la a doua minus b la a doua. Sumă de pătrate. Așa. Deci e vorba de formula a la a doua minus b la a doua, care e egal cu a minus b. Pe lângă a plus b. Pe lângă a plus b. O diferență de pătrate. Da? Deci surprindem în momentul de față diferențe de două pătrate, da? Și vine locul întâi, adică x plus 2 Anca minus x la a doua, pe lângă locul întâi, x plus 2 plus x la a doua. Și cu asta am rezolvat problema, că am reușit să aranjăm ca un produs de doi factori. Dar putem să dăm un x în factor din amândoi? Păi cum să dăm un x în amândoi? Adică dăm un x în amândoi. Ăsta nu vrea. N-ai posibilitatea să scos pe x pentru că 2 nu are x. Deci, Miruna, aici nu e ce scoate. X-ul peste tot. Deci n-am ce scoate din paranteza asta, nici din paranteza asta. Deci așa îngheață X. Da. Dar să-ți văd ce slăbiciune ai avut tu. Nu, am crezut că dacă dăm factor pe X. De unde să-l dăm? De unde să dai factor? Când ai zis factor, deci toți trebuie să aibă. Și X la 2. Care? Aveam x și x la 2. Păi da, din ăștia 2, x și ăsta și până 2 ăsta ce să faci? Rămâne deoparte. Deci nu e nicio afacere. Ca să organizăm ca un produs de factori, ar mai fi fost, zicem,
o situație de aici, dacă cumva mai reușim să scriem și pe ăsta la rândul, că un pătrat perfect, ceva pe acolo, hai să încercăm să vedem ce mai putem face. Deci egal mai departe cu. Observăm că avem doar atât. Hai să scriu pe primul ăsta. X pătrat plus X plus 2, da? Pe lângă... Aici e minus X la a doua. Minus X la a doua plus X plus 2. Dacă cumva mai sesizăm că și de aici facem niște grupaje și ne-are și ceva, cum ne scrim încă merge treaba, dar nu mai simt din una. Nici un pătrat perfect nu-l poți face. Nu-i afacere deloc. Înseamnă că ne putem opri aici. Da? Este, în final, aranjat ca o diferență, ca un produs de factor. Așa. Bun. Următorul exercițiu. X la 4 plus 1. X la a patra. Da, plus 1. Plus 1. Cum îl putem gândi pe asta? Miruna, el rânduie. Da. Ca X la a doua, X la a doua, plus 1 la a doua. X la a doua. Plus 1. X la a doua, tot la a doua. Totul. Așa. Plus 1 la a doua, da? Și? O sumă de pătrate nu sunt încântat. Diferențe de pătrate am șansă, dar sumă de pătrate nu am șansă. Adunăm 2x la 2? Să facem asta. Deci adunăm și scădem 2x la 2, nu? Dar de ce te gândești să adunăm 2x la 2? Dar să fac pătrat perfect. Un pătrat perfect, sigur că da. Deci x la 4. Adică ai spus tu X la a doua, totul la a doua. Deci te-ai gândit să zici plus 2 X pătrat. Plus 1 pătrat. Plus 1 la pătrat. Minus 2 X pătrat. Minus 2 X pătrat. Adică e corect? La ce? Da. Practic la ce gândește ea? Să facă un pătrat perfect sau să grupeze. Nu. Pătrat perfect. Cred că asta, în momentul de față și-a organizat pătratul perfect. Care e pătratul perfect? X plus 1 totul la 2. X plus 1. X la 2. X la 2 plus 1 totul la pătrat. Deci are X la 2 plus 1 totul la pătrat. Și să avem X la 2. Minus 2X la 2. Da. Și să avem X la 2 plus 1 minus 2X. Miruna, te grăbești? Așa vă. Ce? A. Putem radical din 2... X totul la a doua. Ai! Pe 2 ăsta îl băgează radical și zicem totul la pătrat. Deci apare ce? X la a doua plus 1 la pătrat minus radical din 2 ori X totul la pătrat. Dar e bine? Da. De ce e bine? Că dacă desfacem acolo e 2X la a doua. Perfect. Dar ce obiectiv a avut ea? De ce credeți că... Diferența de pătrate. Asta e. Ca să duc la formula A minus B pentru că a pus B. Deci egal acum Miruna cu cine? 2x la 2 plus 1 minus radical din 2x. Primul loc, x la 2 plus 1 minus radical din 2x, pe lângă... x la 2 plus 1 plus radical din 2x. Plus 1 plus radical din 2x. Și iată cum am aranjat ca un produs de factori și am transformat x la 4 plus 1 ca un produs de factori. Spuneți-mi... care a fost aici în momentul de finețe? Când am adunat 2x la 2 și l-am scris. Pare de tot. Faptul că am adunat pe 2x pătrat pe acela și a alergat după 2x pătrat. Deci ce n-a zis ea? 3x pătrat. Facă pătratul perfect. Avea de două ori prima parte nevoie. Da? Și n-a adunat 2x la a treia. Nu interesa 2x la a treia. 2x la a doua, pentru că are pe x la a doua, totul la a doua. Are prima parte la pătrat. Se adună și scade 2x pătrat. Este momentul de inspirație. Da? Moment de inspirație negheștiu. Te prind sau nu te prinzi? Da. Ce următorul exercițiu, nu? Te rog. X la a doua plus 2x j. X la a doua plus 2x. Plus 1 minus y la a doua plus 6y minus 9 egal cu? Tudor. Căutăm să facem un pătrat perfect? Căutăm. Și este x la a doua plus 2x plus 1 este y plus 1 totul la a doua. Este x plus 1 totul la a doua. Deci egal mai departe cu x plus 1
totul la a doua. Minus. Minus, da. În paranteză. Da. Pentru că acolo este cu minus și minus schimbă toate semnele. Da. Minus paranteză y pătrat minus 6y plus 9. 6y plus 9. Și egal mai departe. Egal cu x plus 1 totul la pătrat. Da. Minus. Și aici tot un pătrat perfect. Y minus 3 totul la pătrat. Y minus 3 totul la pătrat. Și egal cu? Și egal cu x plus 1. Așa. Plus x plus 1 pe totul pe lângă totul minus y deci, minus 3. Deci minus y minus 3 pun într-o paranteză. Da. Deci locul 3 minus locul 2 într-o paranteză dreaptă. A minus b am făcut deocamdată. Pe lângă? Pe lângă x plus 1. A din nou plus b. Plus y minus 3. Y minus 3. Și egal mai departe, continuăm. Și egal cu x x minus y. Desfacem imaginea din minus y plus 4 plus 3 și cu 1, 4, da? Deci vine x minus y, x minus plus, y 4. Plus 4 totul pe lângă x plus y minus 2. X plus y minus 2. Și cu asta am încheiat. Este o diferență de două pătrate. Ce a vrut autorul aici? Este un plus de factori. Da. Ce a vrut autorul? Să vadă dacă ne prinde pătratul perfect. Dacă scoțim minusul, vedem din nou un pătrat perfect. Și dacă după aceea, diferențe de două pătrate, pe care nu le folosim din nou formula la doar de la doar și merge foarte bine. Următorul? Am terminat testul, varianta A testului. Trecem la varianta B sau e aceeași, mai cu alte numere? Sau facem testul 3, că e diferit? B. Facem și B-ul. B-ul facem acasă, că știți deja, avem o dacă este identic, exact. Așa, identic, așa, mai cu numere diferite. Are rost să... Testul 3, varianta A. Testul 3, varianta A. Deci n-are rost luna să repetăm exact. Identic același lucru. Deja știți. Tot pătrat e perfect. Exact, tot după același model. Da. Deci testul 3, de la pagina 86, varianta A. Dacă X și Y aparțin lui R. Deci testul 3. Da, varianta A. Primul exercițiu. A, exercițiu 1. Dacă X și Y aparțin lui R. Dacă X, Y aparțin lui R. Arătați că au loc următoarele inegalități. Arătați că. Că. Amin. X pătrat plus 18X plus 81 mai mare egal decât 0. Ali. Plecăm de la aceea media aritmetică mai... Nu. Uităm, sunt trei termeni. Nu avem nicio treabă cu media aia, nu? Sunt trei termeni, adică ne gândim dacă facem pătrat perfect. Da. Deci... Păi x plus 9 totul la 2. Este, nu? Da. Deci echivalent, cum a spune x plus 9 totul la 2. Totul la 2, mai mare egal decât 0. Și adevărat. Adevărat, terminat. Terminat. B. X pătrat. Tot adică. Da. X pătrat minus 30x plus 227 mai mare egal decât 2. X pătrat minus 30x plus 227 minus 2 mai mare egal decât 0. Adică plus 225, nu? Da. Deci echivalent, cum ar spune că x pătrat minus 30x plus 225 mai mare egal decât 0. X minus 5 pe totul la pătrat. Corect. Deci este echivalent, cum a spune că X minus 15... Totul la pătrat e mai mare egal decât 0 și e adevărat. Da? E adevărat. Cu ceva la pătrat e totdeauna un număr pozitiv. Ce? Ce? Anca? X pătrat plus 2 radical din 2X plus 3. X pătrat... Plus 2 radical din 2X plus 3. Din, radical din 2X, da? Da, da. Mai radical în 2, așa, da, plus 3, mai mare ca 0.
Echivalentul. X la 2 minus 2 radical din 2x. Ce să facem aici ca să... Tot așa îl vom pătra perfect. Să-l băgăm pe 2 supra. Îl putem, dar îmi place foarte mult, adică e 2. A, sau pe 3 să scrie ca fiind 2 minus 1. 2 plus 1. 2 plus 1, da. Da, și 2 acela, zicem, radical de 2 l-am pătrat, da. Ca să-i facem împătratul perfect. Deci echivalentul va spune x pătrat minus 2x ori radical din 2, uite cum manca. De 2 ori x-ul, ori partea a doua radical din 2 și ți este telefonată partea a doua și plus radical din 2 la pătrat. Nu? Care înseamnă 2 și plus 1 care îți mai rămâne. Da? Egal mai departe în 5. Facem plus 1. Da? Și facem aici. X minus radical din 2 x minus radical din 2 totul la pătrat plus 1. Și e mai mare ca 0 întotdeauna. E mai mare chiar, mai mare egal decât 1 chiar. Da. Că ăsta e mai mare egal decât 0 și la 0 dacă adunăm 1, vine mai mare egal decât 1. Dar un număr care e mai mare egal decât 1, strict mai mare ca 0. E mai mare strict și decât 0,99 și 0 nu știu cât... Și adevărat. Și de? De. X pătrat plus Y pătrat minus 4x plus 8y plus 20 minus 4x, exact. Minus 4x plus 8y plus 20 mai mare egal ca 0. Anca sau minus? Anca încă, să vedem de data asta, Anca un pic mai atentă, să vedem cum ne cuplăm. Poți să facem. Așa. Și avem x la plus y la... Da, am la, Anca, nu se poate și cu... Pe 20 să-l scriem. Nu, no, dar hai să pui partea care îți trebuie, cu x și x pătrat minus 4x. Da. Așa zicem, x pătrat minus 4x. Ce ar mai trebui? Visez la ce binom? Plus 2. 2 la a doua. 2 la a doua, da. 2 la a 4. 4, plus 4. Zicem, plus 4. Și plus mai departe, mai departe, y pătrat plus 8y și plus... vrem, nu vrem, dar nu rămâi, domn profesor. Eu rămas 16, da? Plus 16, da? Care e egal mai departe cu muncim? Anca, aici ce este? Am făcut o x la a doua minus... Ce este acolo? X la a doua minus 4, x plus 4. Binom. Care e binom? X la a doua minus... Păi nu x la a doua. Binomul este... Minus 4. Nu, minus 4, x minus 4 la pătrat, ar face că x minus 4 totul la pătrat. Am face. Prima parte la pătrat, x pătrat. Minus de 2 ori, prima parte, ori a doua, vine minus 8x. Și plus 16. Păi, când ai așa ceva, uite, eu insist încă o dată, dar de multe ori, este așa, uite, vezi? Prima parte la pătrat. E dictat x-ul. Și în loc de 4, e 2 la a doua. Și dictat repede, x minus 2 totul la x minus 2 totul la a doua. Da, x minus 2 totul la a doua. Am mai întâlnit chiar astăzi treaba asta. Deci apare x minus 2 totul la a doua plus în partea asta altă ce observăm? Ce este oare? Plus y pe 16, da? Dar mă încât, nu cred că este y minus, ci este y plus. Din ce motiv? Că aici este plus aici. În partea asta a fost minus. Deci este y plus 4, y plus 4, totul la a doua. Și cum ăsta este mai mare egal decât 0, ăsta e mai mare egal decât 0 fiind la pătrat, o sumă de numere pozitive mai mare egal decât 0. Când ar fi egal cu 0? Ai putea x egal cu 2 și y egal cu minus 4.
y egal cu minus 4. Deci expresia aceea este 0 dacă x e 2 și y egal cu minus 4. Exercițiul numărul 2. 2. Aflați numerele reale x și y pentru care sunt adevărate următoarele egalități. X, y, așa încât următoarele avem. Da, avem. A, x pătrat plus y pătrat minus 12x plus 10y plus 61 egal cu 0. E rând, că e rândul. Da, da. X minus 6 la a doua plus y plus 5 la a doua egal cu 0. O, ce repede făcut. Noi ne-am văzut încă. Dar ce? X minus cât a zis domnul profesor? X minus 6 tot la a doua. Deci la pe care i-a grupat? A, Miruna, să luăm ușor. X pătrat minus 12x. Deci e echivalent cu x pătrat minus 12x. Și aici e de 2 ori x. De 2 ori x ori 6, nu? Aha, plus 12 se află 6. Plus 36, că ai nevoie. Plus... Păi de unde a spus? Vorbească ea, domn profesor, dacă știu. Da. Plus 36 plus y pătrat plus 2x. Plus 10y, 2 ori y ori 5. 10y care înseamnă 2 ori 5, deci 2 și, da. Și plus 25. 25 da, cu 36 da. De 61. Așa, 36 și cu 25 fac 61, da. Numai bine, ai avut tot ce trebuie. Dacă era 62, mai puneai plus 1, nu? Mai punea plus 1. Da. Dacă ar fost mai puțin 60, din păcate nu mai puteai scoate și pătratul perfect. Dar autorul a fost drăguț și ți-a dat exact cât îți trebuie și atunci ai, așa cum ai spus, x minus 6. X minus 6 la a doua plus y plus 5 totul la a doua. Și asta e egal cu 0 dacă și numai dacă, că așa a fost dat. Da, da. X egal cu 6 și y egal cu minus 5. În rest este mai mare egal, dar aici este egal, deci clar ne obligă la x egal cu 6 și y egal cu minus 5. Următorul? B. Radical lung din 9x pătrat 9x pătrat plus 12x plus 8 plus 8, da? Plus alt radical lung din 4y pătrat minus 12y plus 10 egal cu 3. Echivalent. Tudor, nu, că e doar da. Radical din... scrie 9x pătrat, putem scrie ca 3... Urmă acolo un pătrat binom. Un binom. Și este 3x plus... O luăm ușor așa, nu? Ca să înțelegem bine, să leagă și prietenii noștri ce anume spui tu. Deci ne opăm de primul radical, da? Să luăm deoparte sau da. Mergem simultan? Sau cum nu mă vrea? Să luăm deoparte. Să luăm deoparte, da? Mergem deoparte. Deci, o să zicem. Radical din? Radical din 3x plus 2 3 tot la a doua. Deci radical din 9x pătrat. Plus 12x plus 8. În loc de 12x, deja faci 8. 6, 3, 2, 3, ori 3x, da. Că știm noi de ce. Ori 4. Ori? Ori cât? Ori cât ca să ajung la 12? Ori 2. Ori 2. Da? Deci apare. Aici eu subînțeleg 3x totul la a doua. Corect. Deci, da, e prima parte la pătrat, de două ori prima parte, oricât până la 12 ori 2, și acum îi trebuie plus din pământ, din iarbă verde, îi trebuie partea a doua la pătrat, 2 pătrat, adică 4, da? Da. Și mai avem ceva. Și până la 8, plus 4, și muncim, egal mai departe, adicum. Dar mai avem plus... Nu, când îl facem de prima. Prima parte. Plus 4 egal cu... Acum, e clar că avem radical din cine aici? 3x plus 2 totul la pătrat. 3x plus 2 totul la pătrat, că am strâns pe ăștia. Plus 2 la a doua. Plus 4. Plus 4. Și cu asta, așa îngheață. Îl facem pe-al doilea. Ne ocupăm de-al doilea și al doilea. 4x plus 2 pătrat.
scrisă de dată. Ca 2y, totul la a doua. E 4y, da. Păi să începem să ne atragă atenția, să vedem. Da. Minus 2 minus de 2 ori. Ori 2 2y. Ori cât îi mai trebuie până la completăm la 12. Ori 3. 3. Ori 3, da? Că 4 ori 3, 12. Ori 3. Plus acum... 9. Plus 3 la a doua. Să lăsăm așa cum ai zis tu, 9. Și până la 10? 1 plus 1. Plus 1. Și la mai departe cu radical din... Numai vine... Radical din 2y minus 3. Totul la pătrat. Totul la pătrat. Plus... Plus 1. 1, da. Și acum? Acolo le aduce. Îi aduce, trebuie să dea 3. Plus. Și cât e 2 la 2 plus 1 la 2? Adică 2 plus 1. Care acum, e? Acum vedem, acum vedem. Trebuie să-i adunăm. Da. Și dacă e plăcut. Așa. O să plecăm în felul următor. Știm. Știm că... 2. 3x plus 2 totul la a doua e mai mare egal decât 0, da? Corect. Și adunăm în ambii membrii plus 4 din nevoia de a construi expresia de sub radicalul ăsta. Am mai lucrat așa. Sigur. Da. Și vine 3x plus și atunci, 2 totul la a doua. 3x plus 2 totul la a doua plus 4 mai mare egal ca 0. Mai mare egal decât? 4. 0 și 4. Mai mare egal decât 4. Echivalent cu? De extragem radical din ambii membri, ca așa arată. Corect. Da? Și vine radical din... Radical din 3x plus 2 totul la a doua plus 4. 4. E mai mare egal decât? Egal decât 2. 2. Radical din 4 care face 2. Și o lăsăm pe loc. Ne opun și de al doilea. Știm același că 2y minus 3 la a doua e mai mare egal decât 0. Adunăm totul cu 1. Din cauza acestui 1. Echivalent cu a spune că 2y plus 3 totul la pătrat plus 1 2, mai mare 2 egal decât 1. 2y minus 3 totul la pătrat plus 1 e mai mare egal decât 1. Extragem radical, echivalent cu radical din 2y minus 3 totul la a doua plus 1. Plus 1 mai mare egal decât 1. Radical din 1? 1. Tragem linie și adunăm. Membru cu membru. 3. Stânga și dreapta. Deci radical din 3x plus 2 totul la a doua plus 4 plus plus radical din 2y minus 3 totul la a doua plus 1. Așa, e mai mare egal decât? Egal decât 3. Da? 2 plus 1 egal cu 3. Dar noi avem ce? Avem că e de xy, acelea expresii, egal cu 0. Noi avem că expresia este egal cu 0, nu așa? Egal cu 3. Egal, da, pardon, egal cu 3. Cu 3. Egal cu 3. Asta dacă și numai exact. Prin expresia asta am înțeles că de da, e de x și y. Da? Da. Asta se întâmplă dacă și numai dacă egalitatea este și la prima și la a doua. Deci, ca să ne dea egal cu 3, degeaba dacă sus e mai mare decât 2 și aici e egal cu 1, tot mai mare la adunare. Că una e mai mare și alta... Nu? Iar ca să fie exact 3, se întâmplă să facă exact 3 dacă asta face exact 2 și asta să facă exact 1. Deci, să facă 3 dacă și numai dacă a fost simultan. Radical din... Radical din 3x plus 1 plus 2. Plus 2. Tot la a doua. Plus 4. Egal cu 2 și radical din 2y minus 3 totul la a doua plus 1 egal cu 1. Egal cu 1. Și asta dacă și numai dacă, ca să fac exact 2, înseamnă că asta de aici trebuie să fie 0.
Pentru că să rămân radical din 4 care face 2. Nu? Da. Deci de aici se întâmplă așa, dacă 3x plus 2 totul la a doua, totul la a doua se facă 0 și 2y minus 3 totul la a doua egal cu 0. Egal cu 0. Când ceva la a doua este 0? Adică dacă e 0 el. Corect. Nu? Paranteza. Da. Deci de aici rezultă că 3x plus 2 egal cu 0 și 2y minus 3 egal cu 0. 2y minus 3 egal cu 0. Adică x-ul egal cu minus 2 pe 3. X egal cu minus 2 pe 3. Și y egal cu 3 pe 2. 3 pe 2. A, deci atât cum am găsit cele două valori. Așa ne cerea autorul. Găsiți voi pe x, cine este x-ul, cine este y-ul, așa încât suma aceea se facă, cât am zis, se facă 3. 3. Mai vedem o dată tehnica de lucru. Deci, l-am luat primul radical deoparte. L-am lucrat, am văzut că este un pătrat perfect plus ce a rămas acolo. La al doilea la fel a făcut. Am plecat de la faptul că un pătrat perfect e mai mare egal decât 0. Am adunat ce a trebuit, ce era un plus acolo, 4. Am extras radical din ambii membri. Am făcut și cu cel de-al doilea la fel. I-am adunat membru cu membru. Și ne-a dat mai mare egal decât 3. Dar noi am avut expresia aceea să fie exact 3. Ori ca să fie exact 3, trebuia ca ambele inegalități să devină egalități. Atenție! Ambele! Adică și prima și a doua. Simultan. Simultan se întâmplă asta, că dacă una este 2 și cealaltă este mai mare ca 1, la adunare dă mai mare decât 3. Deci obligația este ca pentru ambele expresii să facă 2. Oricând pentru asta am obligat-o să fie 2 și cealaltă să fie 1, e de parcă aș fi spus mesajul ca și 3x plus 2 să, la pătrat să fie 0. Corect. Și cealaltă 2x minus 3 la pătrat să facă 0. Ori asta se întâmplă când 3x plus 2, respectiv 2y minus 3, face 0 și 0, x-ul e minus 2 pe 3 și y este 3 pe 2. Da. Exercițiul numărul 3. Să vedem. Aflați numărul întreg n pentru care au loc următoarele relații. Sigur vă dă din astea la test. Și egalități și inegalități vă dă. Important este redactarea asta, pentru că este interpretarea, dacă vreți, din punct de vedere al logicii matematice. Da, și foarte, da. Foarte frumos inventat, domnul profesor. Clar. Acolo, simultan să fie, da? Și asta și cealaltă. Și care transmite mesajul în urmă, paranteza să fie. Exercițiul numărul 3. Aflați numărul întreg N pentru care au loc următoarele relații. Aflați N din Z. Așa mi-ai spus, nu? Numărul 3. N aparține lui N, zice. Natural chiar. Mai dur. Deci aflați pe N natural. E cu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Așa, de la clasa până în clasa 4. Până în clasa 4. Așa. Și oprim? Oprim. Și dăm drumul altul? Da? Da.